În afara municipiului Chișinău, la moment nu activează nicio cameră, urmează ca să fie pus în funcțiune toate camerele care au activat anterior. La moment activează mașinile capcană. În capitală, însă, toate camerele sunt funcționale și constată încălcările în regim real. Suntem la intersecția străzilor București cu Ciuflea din capitală. Oamenii legii spun că aceasta este una dintre intersecțiile unde sunt constatate cele mai multe încălcări, iar cele mai frecvente sunt nerespectarea marcajelor rutiere, trecerea la culoarea interzisă a semaforului și depășirea limitei de viteză. Câteodată alți șoferi, când încalcă marcajul longitudinal, se pot crea chiar și accidente. Din motiv că ies înainte, îi tai colțul și diferite situații sunt. Zilnic, oamenii legii înregistrează între 600 și 800 de încălcări. Există și zile în care acest indice depășește cifra de 1000. De la începutul acestui an și până în prezent, camerele de monitorizare din capitală au înregistrat 78.000 de încălcări. Asta în timp ce în aceeași perioadă anului trecut, acest indice era mult mai mare, de 121.000. Asta ne bucură. Asta înseamnă că noi avem un rezultat, noi îl considerăm că un rezultat considerabil, că s-a diminuat rata de admitere a încălcărilor și e foarte bine. Scopul nostru, până la urmă, nu e ca să pedepsăm șoferii. Scopul nostru este de a responsabiliza fiecărui ca să nu prezinte un pericol pentru siguranța traficului rutier. Acest șofer recunoaște că admite încălcări atunci când urcă la volan, iar soția sa, care se afla pe bancheta din spate, a precizat și de ce. Ați auzit și eu spus? Când îți cascat. Și ieri am încălcat. Nu semnele voastre cum scade, că nu-i marcajul. Alți șoferi spun că sunt nevoiți să încalce. Ca de exemplu, ambuteiajele și atunci trebuie să ocolești o stradă sau uneori gropile în asfalt care tot te fac să îți schimbi banda, poate că nu este cazul. De obicei, eu mă stăruiesc să nu încalcă regulile. Dar se mai întâmplă. Când încălcați? Când mă grăbesc. Iar acest șofer a venit cu o recomandare pentru toți conducătorii auto care circulă în secolul 21. Să fii mai prudenți la volan. Lipsește atenția tare. Fără telefoane trebuie la volan, în primul rând. Eu telefonul, nu mai conectează nimic, deodată la ureche. În prezent, în capitală, sunt monitorizate 40 de intersecții, unde sunt instalate 350 de camere. Svetlana Turcu, Victor Mogâl, de Accent TV.